Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinți nu se opresc și continuă șirul acțiunilor de ecologizare a ariilor protejate și mai ales a zonelor cu mare potențial turistic în județul nostru. La Obârșia Cloșani au popozit astăzi pentru a aduna toate peturile și deșeurile aruncate pe domeniul public. Spiritul civic nu a lipsit nici de această dată, întrucât la acțiune s-au alăturat mai mulți voluntari. Dorind să fie un exemplu pentru populație, Ramona Cupă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, a fost prezentă și la Obârșa Cloșani. Ca de fiecare dată, se implică direct în tot ceea ce ține de protejarea ariilor și zonelor cu potențial turistic în județul nostru. Peturile și gunoaiele nu s-au dovedit a fi o problemă, întrucât alături de tinerii voluntari, Ramona Cupă a reușit să redea strălucirea zonei. Continuăm astăzi maratonul ecologizării Geoparcului Platoul Mehedinți, în comuna Obârșia Cloșan, un alt colț de rai din zona de nord a județului Mehedinți. Toate acțiunile noastre de până acum au adus alături de noi cetățeni responsabili, voluntari, reprezentanți ai administrației locale, iar colectarea deșeurilor plastice a devenit principala noastră acțiune. Ca vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți, având în subordine Geoparcul Platoul Mehedinți, voi participa activ și la restul acțiunilor de ecologizare, pentru că îmi pasă de mediul înconjurător. Dacă vă pasă și vouă, haideți alături de noi să păstrăm și să protejăm frumusețea și sănătatea mediului înconjurător. Bineînțeles, implicați în mod direct în protejarea geoparcului sunt nimeni alții decât angajații Geoparc Platoul Mehedinți. Ca de fiecare dată, aceștia doresc să valorifice zonele de interes ale județului nostru, iar ariile protejate să fie curate bec. Totodată, prin aceste acțiuni de strângere a gunoaielor, rangerii Geoparc Platoul Mehedinți le arată cetățenilor cât de important este să trăiască într-un mediu curat. Și iată, ne-a ajuns la cea de-a patra zi din maratonul ecologizării, maraton ce a dorit să implice cetățenii în mod direct în acțiunile de ecologizare, pentru ca aceștia să conștientizeze cât de important este mediul pentru ei, pentru sănătatea lor și a familiei. Și să-și dea seama cât de important este curățenia locului în care trăiesc pentru prezent și pentru viitor. Ce te mobilizează pentru a participa la acțiunea de ecologizare? Un principal motiv ar fi să ajut comunitatea, să ofer un exemplu, să avem un mediu mai curat și totodată să îmbunătățim locul în care ne aflăm. Mediul curat de astăzi este sănătatea noastră de mâine. Am venit la această acțiune pentru a îmbunătăți locuri care ne înconjoară. Responsabilitatea civică e amploare pentru că pe lângă angajații primăriei au fost prezenți mai mulți tineri voluntari, dar și localnici. Murdeala Iacob, primarul comunei Obârșa Cloșani, s-a alăturat acestei acțiuni, fiind mulțumit de implicarea concetățenilor lui, dar și a organizatorilor. Ce acțiune ați desfășurat astăzi? Am desfășurat o acțiune de ecologizare a comunei Obârșa Cloșani, ocazia cu care mi s-au alăturat mai mulți voluntari, atât localnici cât și din județ. De la județ, cu această ocazie, mulțumesc doamnei vicepreședinte al Consiliului Județean, Ramona Cupă, pentru că este prezent aici la această acțiune. Băieții cu echipa de la Geoparc, ținând cont de faptul că drumul național tranzitează și prin Parcul Național Domnul Gled Valea Cernii, ni s-a alăturat ca voluntar și domnul director de la Parcul Național Domnul Gled Valea Cernii, cu încă 3 rangeri. Doamna directoare de la școala generală cu cadre didactice și copiii mai mari de la școală. Domnii consilierii au venit aproape toți, de la ajutorul social, angajații ai primăriei și alți voluntari din comună. Cu această ocazie le mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare și faptul că au avut bunăvoința să se alăture la această acțiune frumoasă în comună. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult decât atât, să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.